Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, fost președinte al țării, domnul Igor Dodon. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, bună ziua, domnule Gonță! Înregistrăm emisiunea din nou ca să nu apară ceva noutăți până la orele 19 și noi nu o să le comentăm. Dragi concetățeni, noi înregistrăm emisiunea cu două ori înainte. Așa că bună ziua! Domnul președinte, eu mă adresez către dumneavoastră cu domnule președinte în virtutea funcției pe care ați deținut-o de șef al statului, funcție pe care ați pierdut-o în favoarea doamnei Maia Sandu, de altfel. Dar eu vreodată vă voi mai numi domnul președinte în virtutea funcției de președinte al Partidului Socialiștilor, pentru că urma un congres, a avut loc congresul, după care ați spus că trebuie să mergem la ASP, după care au început multe teorii că moare Partidul Socialiștilor și jumătate din formațiune nu-l vrea din nou șef al formațiunii. Ce cu toate chestia asta? Domnule Gonță, chiar astăzi are loc, într-o oră, va avea loc ședința Consiliului Republican, unde va fi luată decizia de convocare a Congresului Partidului pentru data de 23 martie. Mm. Statutul în redacție nouă a fost înregistrat în luna ianuarie de către organele de stat, de către ASP. În statutul partidului a reapărut funcția de președinte, care 2 ani nu a fost. Astfel sunt toate premisele juridice pentru a fi ales președintele partidului. Deci, pe data de 23 martie, Congresul PSRM, al 19-lea Congres extraordinar, va alege președintele Partidului Socialiștilor. Răspuns la întrebarea dumneavoastră, voi candida sau nu? Da, voi candida. Da, cred că voi avea susținere din partea colegilor. Vor fi contracandidați sau nu, vom vedea. Eu încurajez fiecare membru al PSRM poate să participe, să-și înainteze candidatura. Nu am nicio problemă cu acest lucru, dar răspuns la întrebarea dumneavoastră, pe data de 23 martie va fi ales președintele și da, eu voi candida pentru funcția de președinte al Partidului Socialiștilor. Apropo, dacă să vorbim despre percepția cetățenilor, chiar și parcursul acestor 2 ani, dacă îi întrebați cine e liderul socialiștilor, tot vorbeau de Dodon, spuneau. Așa că în percepția oamenilor nu s-a schimbat nimic. Noi trebuie doar procedurile juridice să le finalizăm. Ca să fiu corect, va fi ales și nouă componență executivului politic. La moment suntem 5, bine, 4 persoane suntem în executiv politic. Cel mai probabil executiv politic va fi lărgit. 9 sau 11 persoane. Propunerea mea este să fie mai mulți colegi din teritoriu, reprezentanți al organizațiilor puternice teritoriale. Vom decide împreună cu colegii 9 sau 11. Principalele decizii în interiorul partidului la propunerea mea vor fi luate colegial și cred că lucrul ăsta este corect. Nu trebuie să fie tiranie. Democrație trebuie să fie. De aceea, împreună cu colegii din executiv, vom examina principalele subiecte ceea ce țin de agenda PSRM. Îl excludeți pe cineva din acest birou, actual birou? Eu cred că nu este corect acum să vorbim despre componență. Sunt diferite discuții cu colegii. Cineva vom adăuga suplimentar. De exemplu, eu consider că Vlad Bătrânce trebuie să fie membru executiv. El nu este membru executiv acum. El este președintele fracțiunii parlamentare. De aceea, să vorbim mai mult despre componență, cred că nu este cazul. Dar după alegerea președintelui partidului, va fi ales și noua componență executivă. Lăsând modestia la o parte, domn președinte, dumneavoastră de pe 23 martie 2024 sunteți noul vechi președinte al Partidului Socialiștilor. Vom vedea pe data de 23 martie 2024, dar v-am răspuns la întrebare, evident că voi candida la funcția de șef al PSRM. Atunci vă întreb altfel. La noi recent a fost președintele Partidului Renaștere, domnul Vasile Bolea. Fost... Dar eu președinte? Nu, el e lider. E unul dintre liderii formației. Și dumneavoastră e fost coleg de-al dumneavoastră. Și el spunea că în cadrul PSRM sunt disensiuni mari. Grupul Dodon, grupul Bătrâncea și nu este exclus cine din aceștia doi totuși va fi președinte. Această filială grupării Șor a fost creată pentru a dizbina socialiștii. Și ați văzut că după alegeri locale au rămas la nivelul erorii statistice la susținerea legătorilor, chiar în contextul că s-au pompat bani de 10 de ori mai mult decât finanțarea Partidului Socialiștilor. Acolo se pompează masiv. Deci e evident că această formațiune, filială a lui Șor, a fost creată împotriva socialiștilor. Deci ei pot să facă diferite comentarii. Mulți își doresc acest lucru, dar acest lucru nu se va întâmpla. Tot el sugera aici, în studio, că Veaceslav Platon ar fi pus ochii pe o jumătate din fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor. Cum este... o vorbă moldovnească,
cineva strigă că fură rață, sau cum dă vină pe altcineva. De fapt, ei sunt acei care șor au vrut să rupă socialiști și au cumpărat deputați socialiști. Inclusiv pe Vasile Bolia, care l-au cumpărat la pachet cu alți deputați. Ne lucrul ăsta îl știm și o spun public. Vecislav Platon? Poate, nu știu. Haideți să vedem. Nu cred. Dar cine are cu ce se ocupa? Cu Natalia Morari, cu copiii acolo, Londra. Timpul e frumos. E că face niște analize destul de bune, apropo, cu prețurile la gaz. Ok, urma să mai schimbați ceva pe lângă revenirea la, la funcția de președinte al partidului în statut, ce ține de vector și așa mai departe. A fost aprobat încă în decembrie. Partidul Socialiștilor este un partid nu pro-european sau pro-rus, este un partid pro-moldovenesc. Ok. Noi suntem pe poziția că trebuie să fim în relații bune și cu toți, și cu Europa, și cu Rusia, dar țin cont de interesul național. În capul mesei trebuie să fie interesul moldovenilor. Maia Sandu-i cu interesul americanilor și europenilor și al lui Soros. Alții puteau alt interes, șor cu evrei, dar noi suntem cu interesul moldovenilor. E că asta e poziția, ideologia Partidului Socialiștilor. Bazat pe interes național, în tot, bazat pe tradițiile noastre moldovenești, familie tradițională împotriva LGBT, bazat pe neutralitate, bazat pe o economie orientată pentru interesul național, pentru producătorul autohton, e că aceasta este ideologia Partidului Socialiștilor. Da, oricum, Partidul Socialiștilor nu are nimic contra dacă Moldova ar adera la Uniunea Europeană. Partidul Socialiștilor consideră că Moldova trebuie să fie în relații bune și cu Europa și cu Rusia. În ceea ce sunt de referendum, dacă ajungem la următoarea temă deja, da? Și deja și poziția noastră. Chiar vă rog. Poate v-am stricat puțin agenda, dacă ceva îmi spuneți. Okay. M-ați întrebat de integrare europeană, haideți să spunem foarte clar care este poziția noastră. În primul rând, acest referendum lansat de Maia Sandu, evident, este o încercare de a-și spori șansele pentru a câștiga al doilea mandat la prezidențiale. Apropo, pe mâine, la ora 14, eu sunt invitat la Maia Sandu să discutăm despre acest referendum. La fel ca și alți lideri ai altor partide, pentru că am mai discutat și cu alți lideri astăzi, parcursul zilei, și mi-au confirmat că ei tot au fost invitați. Și ați acceptat invitația? Acuș. Ok. Eu îmi pun o întrebare. Dacă șeful statului ar fi un șef de stat normal, nu bun, în ghilimele, cum e la ei, normal, păi trebuie să inviți la consultări până anunța public ceva, așa-i? Nu așa-i. Dacă tu ești un președinte al tuturor și vrei să faci un referendum, sau vrei să faci ceva care e de nivel de stat, păi invită la consultări partidele, foștii președinți de stat, cum o făceam eu am invitat președinții de stat de câteva ori și am discutat și cu Lucinski și cu Snegur. Invit societatea civilă, dar nu cei de buzunar, cum e chemat numai pe cei galbeni. Presa, pe dumneata nu te-a invitat. Am invitat numai cei care le ling călcâile de la jurnal Pro TV și TV8, că o să spun direct. Chiar dacă le fac publicitate, eu știu că trebuie să spuneți ceva, că să nu fie o singură opinie. Noi înțelegem lucrul ăsta. Eu de ce nu merg la jurnal și la TV8? Dacă Cozer m-a invitat astăzi, ce să mă duc la dans? Să-i fac PR-ul Maia Sandu sau ce să fac acolo? De ce? Dacă, mă întorc la întrebare, dacă Maia Sandu ar fi fost un președinte, om de stat, trebuie să invite pe toți până la anunțarea referendum. Amu a anunțat un pas de PR propriu și invită la masovcă. Întâi i-a invitat pe cei care primesc granturi de la americani și europeni și îi bat din palme în fiecare zi la Maia Sandu, la toate televiziunile. Și amu s-a gândit, da, hai să mai invităm și partidele. Și îl invită pe Dodon mâine. Dar eu mâine am judecată, de la ora 9 până la ora 17, la Curtea Supremă de Justiție. Maia Sandu știe, pentru că judecătorii nu fac, nu înghită un pahar de apă până ce nu sună la președinții, spui că la noi ședință cu Dodon mâine. Păi ce fac ei? La ora 9 până la 17 mâine am judecat și la 14 Maia Sandu ne invită. Deci e poziția noastră. Eu consider că, părerea mea o spun, pentru că decizia să o luăm împreună cu colegii din executiv, să vedem, dar eu vă spun părerea mea personală. Despre referendum. Despre participarea mâine la Sovcal Maia Sandu. Eu consider că partidele care se respectă nu au ce căuta la această masovcă de PR a Maia Sandu. Maia Sandu nu o să asculte pe nimeni, eu o să meargă ca tancul așa cum merge. Acum referitor la referendum. Aici sunt câteva momente. Maia Sandu vrea să facă referendum constituțional. Invitați juriști, am văzut că aveți aici foarte des foarte multe invitați profesioniști.
referendumul constituțional, care se referă la schimbarea unor articole din Constituție care afectează caracterul suveran al statului, atent, caracterul suveran al statului, ori integrarea europeană presupune delegarea unei părți a suveranității Moldovei la Bruxelles. Orice țară membru a UE, când a devenit membru a UE, a devenit mai puțin suverană, pentru că unele atribuții ale statului, unele competențe ale suveranității le-a transmis Comisiei Europene de la Bruxelles. Păi că referendumul cu integrare europeană afectează caracterul suveran al statului Republica Moldova, pentru că noi cedăm o parte de suveranitate boșilor de la Bruxelles. Păi că astfel de decizii, conform codului electoral și legislației, se aprobă cu votul pentru a 50% plus un vot din total lista alegătorilor din Republica Moldova. Nu doar prezența la vot, atent, pentru modificarea sau cedarea caracterului suveran, trebuie să voteze 50% plus 1. Adică dacă la noi sunt 3 milioane și ceva de alegători, cum spun ei, toate că sunt mai puțini, în lista electorală, sunt 3.200.000, 3.500.000, nu știu cum așa. Trebuie 1.700.000 să voteze pentru acest lucru. Dar la vot trebuie să iasă aproape 2 milioane. Evident că lucrul ăsta este imposibil. Deci ei încep să jongleze. Ei spun că pot să iasă o treime numai. Și din o treime doar jumate să voteze. 17% într-o treime. Dacă vorbim 33,3%, dar 17% și să modifică Constituția. Deci noi plădăm categoric împotriva acestui referendum. Aceasta este poziția Partidului Socialiștilor. Chemăm lumea să nu participe la acest referendum. Pentru că noi cedăm o parte de suveranitate și nu cu decizia majorității cetățenilor. Dar cu o gașcă micuță, bine, gașcă, tot cetățenii noștri care au poziția lor, trebuie să o respectăm, dar cu o minoritate de 16, 17, 18%. Deci poziția socialiștilor referitor la referendum categoric împotrivă. Nici nu trebuie de participat. Unii spun că hai să boicotăm. Nu. Dacă o să luați buletinul, o să asigurați prezența la vot. Și pe urmă, din prezența aceasta, eu să numere jumătate și a zis că s-a aprobat decizia. Pe dumneavoastră vă îndemnați susținători să ia doar buletinul cu privire la alegerea președintelui. Asta este poziția mea personală, ex-președinte la această etapă, argumentată juridic și politic. Poziția oficială a partidului împreună cu comuniștii, noi vom discuta-o. Astăzi la Consiliul Republican vom aproba și o declarație în acest sens. Poziția Partidului Socialiștilor referitor la acest referendum. Noi suntem categoric împotriva. Acum încerc să-mi vectorul european și vectorul extern în general. Poziția noastră este următoare. Orice vector extern urmează a fi aprobat în baza unui referendum constituțional, atent, nu așa cum fac ei, cu respectare obligatorie la câteva condiții. Dacă ducem negocieri de integrare europeană sau integrare euroasiatică, până la referendum, trebuie să avem convenit păstrarea neutralității, niciun fel de NATO și niciun fel de ruși, armată. Mai departe, păstrarea tradițiilor naționale, fără LGBT în Moldova și școli. Respectarea drepturilor minorităților, limba rusă, limba de convorbire sau cum se numește, interietnic. Transnistria, partea Republicii Moldova. Pentru că cedarea Transnistriei înseamnă trădare de stat. Păi că dacă punem aceste condiții la un referendum și spunem, uite, integrare de astăzi sau și cetățenii zic că votăm așa, dar cu aceste condiții obligatorii, atunci mergem cum o spun cetățenii. Dar eu știu sigur că integrarea europeană categoric nu sunt de acord cu condițiile astea. Ei nu sunt de acord împotriva LGBT-ului. Ei nu sunt de acord. Ei vor la noi ce să fie minorități sexuale. Ei nu sunt de acord cu tradițiile noastre moldovenești. Ei nu sunt de acord cu minoritățile etnici. De ce în condițiile astea pentru ce noi să ținem acest vector? Adică asta e poziția noastră. Eu leacă n-am înțeles cu ce ocazie dumneavoastră ați fost invitat la președinție. Eu zi de zi, atunci când mă împinge păcatul să urmăresc anumite emisiuni, aud că cei din PAS vă numesc pe dumneavoastră omul Kremlinului, omul lui Putin, om pro-rus, itd. pe textul. Uite, eu îți citesc. Au sunat din cabinetul Maia Sandu, vă invită la consultări publice privind integrarea europeană mâine la orele 14. Nu, cum se numește asta? E că noi avem șef de stat care, Dodon, e criminal mărunt, ne-a deschis 13 dosare penale și a bătut joc de mame,
prin procuror, apropo, acolo procurorul Plahotniuc a lucrat, dacă vreți deschidem, să vă explic ce se întâmplă în procuratură judecății, dacă vreți o să vă explic. Și rolul Olesia și al lui Litvinenko, dacă trebuie, încă o dată vă pun pe polăcică. Dar am înțeles Maia Sandu ceea ce i-am spus 2 ani urmă, sau 2 jumate. Când Maia Sandu a intrat în președinție, am vins la președinție. De ce? Cum noi am discutat de 10 de ori în emisiune cu dumneavoastră? Eu, ca om normal de stat, am venit, am întâmpinat-o, Florii am dat cu oamenii în pensate, spun, domnul, nu trebuie să dai cu Florii cele în capăt. Păi nu-i normal. N-a vrut să dea mâna cu dumneavoastră, e adevărat? Am dat mâna în președinție. N-a dat. Ea n-a vrut. A dat tu. La sfârșit o dat. Nu contează. Ok. Nu contează. Hai, mă, o dat mâna, totul nu ia de mâna ei. Am procedat corect și i-am spus, zic, doamna Sandu, ați învins la prezidențiale, uitați de lupta politică, ocupați-vă de stat. Ce a făcut Maia Sandu? O sechestrat procurorul general, o pus la dubă oponenții politici, o distrus toate partidele pe dreapta, o încercat să distrugă partidele pe stânga, și amul la sfârșit de mandat, Maia Sandu, probabil cineva a consultat, nu cred că i-a venit imite la cap, că uite, trebuie să arăți că tu ești președintele tuturor. Și hai să-l invităm și pe Dodon, și pe Socialiști, și pe toți la președinție. Nu, cum arată asta? Hai, sincer, eu sunt gata, eu discut. Dacă Maia Sandu înainte de anunța referendumul, lăsăm într-o parte. Dacă Maia Sandu înainte de anunța referendumul, ne chema să spune, uite, domn Dodon, pe mine, pe mai mulți, foști președință. Nu lideri partidul, spune, uite, eu am de gând să fac așa ceva. Vă rog opinia noastră. Eu mă duceam și discutam. Nu din stimă față de Maia Sandu. Eu n-am nicio stimă față de Maia Sandu. Eu și-a bătut joc de această țară. E un dictator și care a uzurpat puterea în Republica Moldova și pentru asta vă răspunde penal. Dar din stimă, nu față de Maia Sandu, din stimă față de instituția prezidențială. Eu respect și am stimă față de funcții și față de instituția prezidențială. Și asta e corect, ca om de stat. Păi că din stimă față de instituția prezidențială, eu sunt gata să discut. Dar nu post factum după ce au luat o decizie și anunțat-o și ne cheamă pe noi doar pentru a face show-uri cu, uite, eu am discutat cu toți. Puteți să-mi spuneți cine mai vine? Cine mai a fost invitat? Nu pot să vă spun, pentru că nu o să fii corect față de unii colegi, eu am discutat cu câțiva. Lideri de partid, i-am sunat. De acord. I-am sunat și i-am întrebat. Unii dintre ei mi-au spus categoric că nu vor merge, unii au spus că vor merge. O să vedem mâine. Dar eu cred că au fost invitați toți. În afară de Șor, probabil. Încă ceva despre acest referendum, știu, cu Blocul Comuniștilor și Socialiștilor urma să meargă la Curtea Constituțională ca să atace ce? Pentru că noi până la ora asta nu știm ce fel de referendum avem. Noi nu știm cum sună întrebarea, noi nu știm... Este o întrebare juridică, pentru că am avut câteva decizii a Curții Constituționale diferite, care au spus că în aceeași zi nu poate fi organizat un referendum împreună cu alegerile, fie ele prezidențiale sau parlamentare. Și s-a schimbat legea. Schimbat legea, este decizia Curții Constituționale care mi-a spus că legea, de aceea, pentru a aduce claritatea, mers la Curtea Constituțională. Evident ce va spune Curtea Constituțională, noi înțelegem. În mare parte, Curtea Constituțională, cu regret, trebuie să constatăm, este un instrument de buzunar al guvernării PAS, Maia Sandu. Rămânem un piculeț la integrarea europeană. Dumneavoastră ați înțeles de ce a plecat domnul Popescu de la extern? El a fost aplaudat în picioare, fotografiat, cântece, imnuri. El a plecat atunci când e cel mai greu, pentru că negocierile sunt mult mai complicate decât tot procesul care a avut loc, ori toată lumea știe, datorită Ucrainei, suntem în țară cu statut de candidat și negocieri. O să vă spun opinia mea despre domnul Popescu. El a fost numit ministru de externe și pe timpul mandatului meu. El a fost ministru de externe din luna iunie până luna noiembrie, adică noi am activat cot la cot, 5-6 luni, drept că mai mult de 70% din timp nu a fost în țară, sau în deplasări sau familia sa la Paris. Și adică ori am spus, zic, domn ministru, noi când eram anterior în guvern, Boron nu de voi 3 zile să ieșim din țară, dar mata în gener nu ieși pe loc. Pentru că când îl sunam, nu-i. Dar întrebarea nu-i în asta. În calitate de profesionist, consider că este o persoană profesionist. Chiar dacă avem opinii diferite ideologice cu domnul Popescu, consider că este o persoană profesionist. De ce a plecat? La fel ca mulți alții care pleacă și vor pleca, înțeleg că corabia Maia Sandu se duce la fund. Și oamenii deștepți rup rândurile. Și noi să vedem parcursul următoarelor săptămâni, luni, cum acest lucru se va amplifica. O să rămâie pe corabii Maia Sandu și Spânul. Spânul o să țină până la urmă cu dinții, el n-are încotro. El dacă se dă deoparte pe dânsul deodată, îl pun la pușcărie aici sau în Europa sau în Statele Unite, pe dânsul este suficient și el să știe. Domnul Spânul, domnul ministru sau vicepremier, ce este acolo, că dacă ne aude acum. El este un băiat foarte șmecher. El acum conduce, practic, toate organizațiile raionale a partidului PAS.
O bună parte din ele sunt finanțate direct de SPN. Practic, controlul asupra pasului este în mâinile SPN. Și aici e întrebarea, când și cum va face el acolo vreo răsturnare? Grosul nu supere, dar el acolo nu hotărăște practic nimic. Domnul Grosul, știți lucrul ăsta și eu îl știu. De aceea, o să rămâi Maia Sandu și SPN. Eu cred că SPN va fi încă președinte de campanie la Maia Sandu prezidențială. Așa încredere are Maia Sandu. Toate că toți înțeleg, absolut toți înțeleg cine este SPN. Și toți înțeleg schemele care le-au făcut. Și ele sunt așa de evidente, cu aeroportul ce fac acum, cu gazul, sunt prea evidente. Nimeni nu și-a permis așa. Plăcatniuc, dacă făcea, o făcea mai deștept. Noi, în general, nu ne-am permis așa lucruri. Dar asta e situația. Domnul Popșoi, noul ministru de externe? Doamna Gerasimov, negociator șef? Domnul Popșoi, știți care? Familia mai moldovnească ca la Popescu. Așa la familie românească, toate învățate la Moscova. Asta e... Eu înțeleg, Popșoi s-a cerut singur la externe, că el degradează în Parlament. Asta eu știu cu cunoștință de cauză, în detalii. El s-a apropiat de mine și a spus că eu dacă mai rămân în Parlament, eu degradez. Nu acolo, într-adevăr, Tsovka la pasă, calitatea e nici plindu-se. Și s-a cerut undeva să aibă altă agendă, probabil. E clar că nu va face, nu va rupe stele de pe cer. Nu, așa, la sfârșit de mandat politic, să mai fie și ministru, să aibă în CV scris că ministru, e doar pentru asta luptă toți. O bună parte din cei de la PAS, cineva a fost aici la dumneavoastră, că am văzut niște secvențe. Dragoș Galbur. Și din oponenții mei care mă laudă tot timpul, așa spun un lucru corect. Băi, dacă sunteți așa patrioși, spune ce vă cumpărați apartamente și casă Plavena, pe la Barcelona, pe la București? Trebuie să înțelegeți că ei toți, absolut toți, verhușca asta lor, imediat cum schimbă guvernarea, fug de aici. Unii o sfugă mai devreme. Miniștri cum e Popescu, cum șeful de la aeroport, cum... au sfugă mai devreme, că înțeleg că e bâja. Și ca să nu fie la sfârșitul ultimei 2-3 luni, pe urmă că nu o să schimbi guvernarea și să cheme la cobor, a spus, băi, dar eu n-am fost la urmă. Eu lecuțc acolo și... Deci ei toți se pregătesc să plece din țară, inclusiv mai sunt. Deci cei care îndeplinesc ordinele, domnul Gonță, în continuare, cu ordinele ilegale a Maia Sandu, trebuie să gândească foarte, foarte bine. Faptul că o să răspundă și cei care au fugit și cei care sunt numiți sau cum în loc și îndeplinesc mai departe ordinele acestei grupări criminale organizate, o să răspundă. Maia Sandu o să fugă, dar eu o să răspund, o să rămână și o să răspund. Ca să amintiți despre regiunea Transnistriană, erau niște idei la Chișinău care sunau cam în felul următor. Mai întâi integrăm malul drept în Uniunea Europeană, după care malul stâng, integrăm, bun, toți, sau mari parte s-au condamnat astfel de declarații. S-au calmat spiritele în jurul regiunii Transnistriene care nu. Ceva parcă apărea în ultima vreme? Sau... Eu cred că asta este un subiect. Eu am lansat vinerea trecută în live-ul meu, fiecare vineri la ora 10, două subiecte de importanță strategică națională pentru acest an. Unul sunt alegerile, vorbim puțin despre alegeri, vorbim probabil și de prezidențiale. Da. Și al doilea, securitatea regională. Păi că securitatea regională este un subiect care este unul foarte, foarte important. Poate mai important ca alegerile. Ele sunt interdependente. Ceea ce mă deranjează pe mine cel mai tare este încercarea de destabilizare în Transnistria. Acolo aceasta poate să întâmple din partea ucraineană cu acceptul tacit sau oficial al Maia Sandu. Până ce fi Maia Sandu se opune. Și am venit cu un mesaj public și vreau să-l repet și aici, să audă cetățenii. Maia Sandu, dacă te impune cineva să începe un război în Transnistria, mai bine dă-ți demisia. Nu trebuie să intre în istorie, după toate pacostele care le-ai făcut în 3 ani, încă ca președinte care a început un război pe teritoriul Republicii Moldova. Deci în Transnistria spiritele cu regret încă sunt încinse. Această blocadă economică nu are absolut niciun sens. Dar nu e chiar blocadă. Domnul Gonță, s-au schimbat regulile unilateral care anterior nu erau. Nu erau. Și nu era cazul acum, când situația e atât dificilă în regiune. Eu înțeleg toate, absolut înțeleg, unii spun, dar ce să nu plătească și îi las plătească în bugetul nostru, da? Toate că a fost o anumită înțelegere bilaterală, multilaterală. Dar, de ce acum? Când avem război în Ucraina, când înțelegem că aici în fiecare secundă poate să prindă de la un chibrit, buhnește tot. Pentru ce să blocheze economic Transnistria? Pentru ce să participe în diferite exerciții militare? Pentru ce să începi să torni gaz pe foc cu înarmarea foarte rapidă a Armatei Republicii Moldova? Aceste discuții despre Mărculești.
Sunt acolo avioane americane, nu sunt. Păi trebuie să iasă președintele țării, spune, oameni buni, uitați-vă, noi nu participăm niciun fel de război. În Moldova nu sunt avioane americane și nu vor fi. Ce nu ies mai să-mi spună chestia asta? A liniști măcar puțin spiritul. Au ieșit oficiali, pentru că niciun fel de avioane. Nu trebuie să iasă oficiali, ministrul care el azi este, mâine nu-i. Este comandantul suprem al statului. Este președintele țării. Ea iese cu fiecare prostie și face conferință, premii și așa mai departe. Păi ieși pe poziții care interesează oamenii. Ieși la un briefing, spune oameni buni. E că am auzit așa discuția, am văzut când dau întrebări. E că eu încurajez, doamna mai sunt. Ieșiți public și spuneți. În calitate de comandant suprem al forțelor armate, declar oficial, noi nu vom permite Moldova să fie implicată în război. Noi nu vom permite ca pe teritoriul Moldovei să fie tehnică militară și militari care vor lupta în Ucraina. Străini, mă refer, americani, europeni, nu știu care. Noi vom fi o țară neutră. Da, noi suntem împotriva războiului, împotriva Rusiei, împotriva cuisiei. Dar noi o să păstrăm că la noi să fie pace. Ar fi bine și o declarație. Eu cred că asta ar liniști puțin spiritele. Inclusiv pe potențiali investitori care nu vor să vină în Republica Moldova. Suntem să vină încoace. Dar mai Sandu asta nu face. Înseamnă că este loc de interpretări. Singur creează acest lucru. Și apă spun că noi cu dumneavoastră ne ocupăm de, cum se numește asta, propagandă. Război hibrid. Război hibrid. Haideți mai bine să luăm publicitate decât război hibrid, după care revenim la frumos. Și după asta vorbim și despre alegerile prezidențiale. Da, avem teme multe. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, haideți să vă rog eu mult, tare frumos, să lansăm știrea știrilor. Haideți. Noi vă arătăm în HD Plus și mai să anunțați. Eu, Igor Dodon, candidez încă o dată la funcția de președinte al Republicii Moldova. Poate facem știrea știrii altfel. Care? Cum? Eu, Gheorghiu Gonță, care în martie împlinesc 40 de ani, candidez la funcția de președinte al Republicii Moldova. E ca să fie știri. Dar eu spun că, Gheorghe, mă gândesc, poate să te susțin. Vrei? Candidat comun. Candidat comun? Da, păi mai mulți. Trebuie să mai vorbim și cu alții. Cu toate că tu ești candidatul USAT, că am zis că dăm să faci emisiune fiecare duminică, îți plătești bani pentru asta. Oficial și eu plătesc impozite la stat. Eu n-am spus că asta e rău. Ce am spus că e rău? Amintesc pur și simplu pentru orice mentalitate. Dumneata, ești jurnalist bun. Mulțumesc. De profesie. Și eu, în general, mă mir cum încă ăștia nu vă închis televiziunea. Eu nu cer să o închidă. Poate de ce că aveți fondatori americani și lor cam de dă lampăcică și spune Maia Sandu și toată banda ei. Dar, cum acolo, ne bă, tak smișno, pentru că tak grusnă, da? Pentru că în Moldova nu a rămas presă. În Moldova nu a rămas presă. Eu am spus mai înainte că eu nu merg la canalele de buzunar al lui Maia Sandu și nu o să merg atât timp că duc această politică. Ai rămas dumneata, unde lumea vine și vorbește ceea ce crede. Place, nu place, de ce doar aprecieri pozitive. Mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, totuși, este vreo decizie luată. Data trecută când ne-am întâlnit, spuneați că nu exclude, să vă întreb, poate ați decis până la. Sau așteptați să... Haideți să le punem sincer, că lumea să ne înțeleagă. Vă rog. Dodon Igor a fost... Eu am fost președinte de țară. Eu știu ce e asta. Eu nu vreau candidatura mea personală să strice sau să fie un obstacol în înțelegerea mai multor partide de a înainta un candidat comun. O spun sincer. Iată de ce deja de 2 luni eu personal, alți colegi, noi încercăm să depistăm o candidatură neutră care nu a mai făcut politică până acum, important. Care să o susținem toți împreună. Sunt vreo 2-3 candidaturi, noi le discutăm. Nimeni nu vrea din oameni serioși. Haideți să spunem așa. Oamenii care au un nume în Republica Moldova, cu unii dintre care noi am discutat și care ar fi o candidatură convenabilă, bună, și ar avea șansă să vină la Maia Sandu, ei nu vor să lege cu Maia Sandu și cu tot regimul ăsta. Pentru că eu văd prin ce metodie ce e luptă. Dar noi suntem în căutare. Acum, în ceea ce ține de noi, de socialiști, eu cred că sunt câteva idei. Sau noi găsim o candidatură comună și eu cred că noi nu avem mult timp pentru aceasta. O lună, două. Pentru că dacă găsești un nume nou care nu a făcut politică, trebuie să-i faci campanie. Asta e vot direct a oamenilor. Nu poți spui o taburetcă și spui că dacă Dodon, nu știu ce ban, cineva acolo încă mai susțin, gata, el să-i votat. Nu. Trebuie să mergi să explici cine omul ăsta. Pentru că aici e vot direct a oamenilor.
De ce timp pentru un candidat comun nu este mult? Februarie, maximum mijlocul martie. În caz dacă nu se va găsi un candidat comun, evident că fiecare partid va merge cu candidatul său. Dar eu sper foarte mult cu înțelegere între partide că noi nu luptăm între noi în turul 1 și susținem în turul 2 pe cel care va accede în turul 2 împotriva Maia Sandu. De ce, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, pentru mine nu este o prioritate să particip la aceste alegeri prezidențiale. Nu că mă tem. Cineva spune că Dodon are 3 dosare penale în judecată și încă 10 acolo. Eu nu am niciun obstacol să particip. Adică eu nu am interdicții să particip. Eu pot să particip. Juridic nu am nicio problemă. Eu nu mă tem de Maia Sandu. Eu bat în trans în fiecare zi și o să bat în continuare. Eu nu sunt șantajabil. Repet, eu nu sunt șantajabil. Și-a bătut joc de ajuns de mine. Și de mama mea, și de soție, și de copii, și de toți. Eu pot să particip. Dar eu vreau ca acest lucru noi să-l discutăm cu toți colegii. Să depistăm o candidatură comună. Și eu pledez pentru aceea să găsim un candidat comun. În caz dacă nu găsim și fiecare partid va merge cu candidatul său, atunci Partidul Socialiștilor va înainta candidatura Partidului Socialiștilor. O mică remarcă. Dacă nu găsim candidat comun, nu vom susține alt candidat la alt partid. Sau gen apoliticul Irina Vlah. Nu, categoric. Rog să audă toți, inclusiv Irina Fiodorovna, că noi, eu nu sunt împotriva ei, noi am lucrat împreună. Și bine, e bate bine Maia Sandu, bravo. Las continui. E scop comun. Împotriva Maia Sandu. Dar e logic. Dacă fiecare partid va merge cu candidatul său, socialiștii vor merge cu candidatura sa. Va fi Dodon sau altcineva, noi vom decide. Vom evalua încă o dată toate avantajele, dezavantajele. Și vom merge în această campanie electorală. Dar partea bună în toate discuțiile acestea, ceea ce eu văd se cristalizează un lucru important, un consens între principalele partide și între principale potențial jucători că trebuie să avem o poziție comună împotriva Maia Sandu. Și în primul tur și în turul 2. Deci asta mă bucur și asta e un mesaj pozitiv care vreau să-l spun și cu cetățenilor. Principalii actori ai acestei campanii prezidențiale se cristalizează greu. Noi suntem diferiți. Unul cu Europa, unul cu moldovenii, unul cu rușii, unul cu nu știu cine. Dar se cristalizează că noi trebuie toți să facem tot posibil să salvăm țara de Maia Sandu. Și asta e partea bună la toate aceste discuții. De ce? Mijlocul martie, sfârșitul martie, linia roșie, deadline, când partidele trebuie să, importante, care pot să discute între ele, care trebuie să spună au sau nu un candidat comun, dacă este, el trebuie public ieșit și susținut de câteva partide și să înceapă deja campania de pre-campanie, să meargă prin teritoriu, să discute cu lumea, ca lumea să știe cine e candidatul. Gonța, nu știu, Stoianoglu, ceva de tipul ăsta, care nu mai fac politică. Să nu se supere, domnul Stoianoglu, nici n-am vorbit cu dânsul. Eu am spus așa, aleator. Da, că nu știu să începe. Da, nu știu să începe. Și de Gonța nu știu să începe. Nu știu să zică de Morari, Natasha, cu Platon. Și, bă, tot felul. Dacă găsim așa candidat, în luna martie trebuie anunțat și începe campania. Dacă nu, atunci partidele să-și desemneze candidații. Acești candidați ar fi bine să aibă o discuție înainte. Neoficial, nu trebuie public. Și în campanie toți batem în Maia Sandu. Ternat primul tur, cine ești în tur 2 l-a susținut împotriva Maia Sandu. Asta trebuie să fie strategie. Dar cum răspundeți acuzațiilor partidelor de pe dreapta, în special de pe dreapta, care zic că pentru Maia Sandu cel mai convenabil, cel mai dorit contracandidat în turul 2 este însuși Igor Dodon? Am văzut astfel declarații. Vă rog, comentați. Am văzut și la unii comentatori de pe stânga astfel declarații. De ce așa am spus? Eu nu particip. Poftim. Haideți. Haideți să înaintați-o. Sunt gata să vă susțin. Cine are șansă? Eu vă spun părerea mea. Șansa să câștigi la Maia Sandu are Cioban și Dodon la ziua de azi. Real. O să depistăm o candidatură comună? O să o susținem. Va participa Cioban? Nu știu. Va participa Dodon? Nu știu. Nu pot să vă răspund astăzi. Dar poate găsim totuși cineva care să ne unim toți, să-l câștigăm pe Maia Sandu. Maia Sandu în aceste alegeri, interiorul țării, cel puțin, nu are cum să câștige. Eu știu calculele care le fac în președinție, lor nu le ajunge 250.000 de voturi să câștige în turul 1, așa calculează. A, scopul lor este să câștige din primul tur. Da, pentru asta fac și referendum. Ei cred că toți care să voteze pentru integrare europeană, să voteze pentru Maia Sandu. Asta e aberație și o să primească un feedback, o să primească bumerangul înapoi și o să vadă Maia Sandu pe data de 20 sau 27 octombrie. 20 sau 27 octombrie. Astea sunt datele desfășurării. Memorizați. 20-27 octombrie.
o să primească bumerangul înapoi. Dar ei calculează acum cum să câștigi din turul întâi. Vă imaginați fantazii sexuale? Optimiști, acolo? Optimiști oameni. Adică în situația când în țară crește ura față de Maia Sandu, în situația când diaspora nu va mai fi atât de activă, pentru că atunci Maia Sandu obține 240.000 de voturi în diaspora, nu va mai fi atât de voturi în diaspora, ei încă fac anumite calcule, speranțe. Un sfert de milion de voturi, asta e foarte mult. Din diaspora? Atunci a obținut. Acum nu va obține. Noi vorbim despre contracandidații doamnei președinte de pe stânga Eșchielului, dar noi nu vorbim despre dreapta Eșchielului. Noi avem... Ei am mâncat pe toți. Vedeți, domnul Dinu Plângău, domnul Ștefan Gligor, domnul Igor Munteanu, domnul Alexandru Bujorean anunță o coaliție, un bloc politic pentru prezidențiale. S-aude tot mai des numele... 1-2%. Depinde cine va fi candidat, nu? Indiferent. Tot mai des s-aude numele domnului Tudor Ulianovski. Candidatul lui Plăhotniuc, 1%. Al lui Plăhotniuc? Nu, a fost foarte apropiat. Eu de atunci îl țin minte. Nu. Eu eram președinte de țară și Plăhotniuc i-a dat indicații și când mergea președintele de țară în vizită oficială într-o țară, Ulianovski dă indicații la ambasador să nu se apropie de mine. A noștri ambasadori, care trebuie să întâlnească și-a pustat. Și autoritățile statului și aia își făceau cruce. Cum asta e posibil în genere? Vine șeful statului, Ulianovski, ministrul de externe, la indicația lui Plăhotniuc, interzice să se apropie ambasadorii de Dodon. În Germania am avut așa. Nu am niciun fel de Ulianovski, băi deștept, vorbește frumos engleză, soția o știu bine, a fost la mine câteva ori la primire, dar la mine așa se asociază. O să vedem, las participi, încă o dată. El bate frumos în Maia Sandu, domn ministru, succes. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Adică pe dreapta cam slăbuți, contracandidați nu prea sunt. Maia Sandu a făcut tot posibilul, să se numește canibalism politic. Ea, practic, a sugrumat pe toți potențialii candidați de dreapta. Uitați Andrei Năstasu, care a făcut-o pe Maia Sandu, politic, mă vorbim. Da, da. Unde e Andrei Năstasu acum? Uitați Filat, tatăl politic al Maia Sandu. Unde este Filat acum? Și vor să-l pui la pușcărie acum. Maia Sandu vrea să-l pui la pușcărie, pentru că înțelege că Filat e vocal și poate să vorbească multe. Natalia Morari, cea care a făcut-o pe Maia Sandu președinte. Eu când m-am întâlnit odată cu Natasha Morari, am spus în față, Natasha, am numit-o așa cum cred eu nu-mi permis să numesc curât, dar ea cea mai tare a bătut în mine, a făcut tot Maia Sandu președinte de țară. Deci Maia Sandu pe toți a distrus, de pe dreapta. Pe stânga suntem mai mulți. Ea a făcut tot posibil stânga să fie divizat. Și ne-a divizat. Bine că nu ne-a ajuns și avem suficientă maturitate politică, că suntem în dialog și cu Chicu, și cu Ceban, Vladimir Nicolae, suntem într-o formă oricare alături. Dar asta e situația. Varianta A, doamna Maia Sandu câștigă ce se întâmplă cu pasul la parlamentare. Pierde. Varianta B, pasul... doamna președinte pierde ce se întâmplă cu pasul iarăși la parlamentare. Pasul în orice caz va obține un rezultat mult mai prost la parlamentare și miza de fapt, bine că mi-ați adus aminte, miza de fapt sunt alegerile din 2025. Alegerile parlamentare. Deci ei și multe partide vor să înainteze candidatul lor. Pentru că obținând 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10% la prezidențiale, acest partid are șanse reale să devină partid parlamentar la an. Deci ei mulți vor participa și trebuie să spunem sincer, anume din considerentul ăsta, nu va fi candidat comun. Vor să participe cu candidatul lor ca să tragă partidul din urmă. Logic. Dacă Maia Sandu, când Maia Sandu va pierde, hai să spun așa, poziția mea, evident că asta poate duce la ceea că pasul nu va trece în următorul parlament. El va avea soarta partidului agrar sau altor partide care au venit pe un val de așteptări foarte mari și după asta au dispărut politicul. Pasul va dispărea politic. Dacă Maia Sandu, Doamne ferește, câștigă, ea poate să câștige numai datorită conjuncturii regionale și datorită diasporii. Ea n-are cum. Și prin fraudă. Apropo, eu consider că la alegerile locale împotriva lui Ceban s-au furat 5-6% în Chișinău în defavoarea lui Ceban. Ceban nu a obținut 50%, cât a obținut acolo. El, de fapt, trebuie să iei 55-56%. Așa arătau calculele noastre. I-au furat 5-6%. Și în discuții private, cei de la PAS recunosc acest lucru. Păi Maia Sandu poate câștiga sau prin fraudă și se va frauda la greu, și aici noi trebuie să fim atenți, sau prin diaspora. Alte variante nu are cum să câștige. Maia Sandu nu poate câștiga cinstit aceste alegeri. Dacă, Doamne ferește, acest lucru se întâmplă, atunci PAS-ul tot va scădea. De ce? Pentru că toate partidele se vor uni
să obțină un scor net superior la PAS pentru a încerca pe urmă să facă impeachment, nu, demiterea Maia Sandu în Parlament sau blocare cu 67 de voturi sau alte combinații. Dar care din formațiunile politice existente cu șanse reale de a accede în următorul Parlament ar putea să facă o nuntă politică cu PAS-ul în viitorul legislativ? O coaliție. În opinia mea, următorul Parlament ar putea fi 3-4 formațiuni politice. PAS, PSRM, vom fi cam la același scor electoral 30 plus minus, în opinia noastră. Noi am putea obține și mai mult dacă o să fie rezultat bun la prezidențiale. Domnul Cioban cu partidul său ar putea fi. Și acum depinde cine va fi al patrulea partid, pentru că noi 5 partide niciodată n-am avut în Parlament. Aici șansa are Chicu, aici șanse are pe dreapta dacă vor încerca ceva să, cum ați spus, să plămădească, dar până și fie nu se vede, nu se primește nimic. Eu nu cred că Usatu mai are șansă și o să vedeți și în această alegeri prezidențiale unde se va afla el. Eu nu cred că Șor cu toată garnitura sa va fi admis într-o formă sau alta. Eu nu încurajez astfel de decizie. Consider că a fost o decizie ilegală de scoaterea partidului Șor și tot ceilalți din cursa electorală. Cu de luptat trebuie altfel. Dar cel mai probabil vor fi aceste patru. Noi suntem obișnuiți să spunem așa, doamna Maia Sandu este candidatul vestului, dar cine e candidatul estului la aceste prezidențiale? Pentru noi depinde cine o să fie candidatul moldovenilor, care o să apere interesul național. Da, dar până acum, dumneavoastră, ce că erați candidatul estului? Noi trebuie să fugim de la candidaturi est-vest. Noi trebuie să avem candidaturi a moldovenilor. E ca așa cum e Orban. Eu îl dau ca exemplu. Eu vreau un Orban în fruntea Republicii Moldova. Sincer. Nu un Trump. Trump tot e interesant ca personaj politic, dar acolo e altă putere politică și poate Orban, Ungaria e mai aproape de noi, cu toate că e drugoi maștab, e mai mare. Membru NATO, membru UE, dar ca poziționare politică, ca poziționare geopolitică, ca apărarea, repet încă o dată, lozinca mea de bază pe viitor va fi doar interesul național, pentru noi Orban este un exemplu și noi trebuie să luăm exemplu de la el. Eu sper să am posibilitate, nu, eu am discutat cu el de mai multe ori, noi am semnat și acord de parteneriat strategic cu Moldova în 2020, apropo, cu exemplu de la Orban trebuie luat. Haideți la subiectul de la ordine de zi, vă rog. Noi vorbim acum despre viitor. Haideți. Vreau să vă întreb un piculeț despre dosarele dumneavoastră, dar prin prisma ceea ce am citit eu pe un canal Telegram, canalul se numește Turnul Maia. Nu citesc așa canal? El e uneori o zice bine, adică nu-i merește în țintă. Acolo se scrie ceva de genul că alertă de nervozitate în turn, adică în președinție, după ce a venit o notă de la Ministerul Justiției, potrivit căreia CEDO a informat Ministerul că în curând luăm bătaie pe 3 cauze. Și una dintre cauze ar fi cazul Dodon. Nu asta ați depus vreo plângere la CEDO? Domnul Gonță, eu știu că avocații ceva au scris. Ei m-au întrebat opinia mea. Eu am spus care e sensul stijelui la europeni care acum îi acoperă tot fără de legile Maia Sandu. Vă spun sincer. Închid ochii la tot. Apropo, un mesaj către ambasador din nou. Treziți-vă. V-au spus-o de la DC și în engleză. Domnul Lenovski și mulți alții, treziți-vă. Pentru că tot ceea ce face Maia Sandu lucrează împotriva voastră. De ce poziția mea a fost, care-i sensul să noi să ne jăzluim la CEDO? Dacă Maia Sandu o să se ducă încolo și o să ne fugărească. Dar eu înțeleg că ei ceva au scris, am spus că voi decidiți. Răcit puțin, 2 săptămâni. Apropo, cineva s-a întrebat de ce n-am făcut live-ul 1 săptămână jumătate în urmă. Am fost răcit. Eu tot am răcit de emisiile în Ulianulesa. Dar nu puteam vorbi. Era gâtul blocat și zic să ies, vorbesc pe semne în live, nu e corect. Dar să revenim. Avocații ceva au scris la CEDO. Am înțeles că avem mesaj pozitiv. Apropo, ceva pe procedură, încălcările care le permit judecătorii curții să primi justiție pe dosarul Dodon. Dar la ce subiect dosare? O să, repede, o să trec puțin în istorie. Vă rog. Să vă explic ce a fost cu aceste dosare și ce se întâmplă. Evident că vina este Maia Sandu. Maia Sandu a creat așteptări. După ce a devenit președinte, toți la pușcărie. Toți la pușcărie. Dodon în primul rând, deși Dodon nu stă la pușcărie. E că asta el spune la fiecare întrevedere cu procurorul general. Stoinoglu i-a explicat de ce nu, că nu poți, că e ilegal. Și el, Stoinoglu, l-a scos. Și l-a numit pe Robu. Și Robu repede, la pachet, ne-a deschis încă din luna octombrie
decembrie 2021, Stoianoglu a fost schistrat în septembrie și arestat. Din octombrie a început să deschid dosare penale, unul după altul. Și au fost multe dosare penale care au fost deschise. Dar n-au fost indicații să mă aresteze. Eu deja știu. Și aici a apărut Plahotniuc. Prin oamenii săi din Procuratura Generală. Schema în frunte cu Bulat, coordonată de Olesia și de Sergiu. Nu o să dau familie, să nu se supere. Și toate dosarele care au fost deschise, arestul membrilor familiei, bătaia de joc de mamă mea, a fost coordonată pe banii lui Plahotniuc, de oamenii lui Plahotniuc, din procuratură și din justiție. Pe domeniul procuratorii s-a ocupat Bulat, pe domeniul justiției era unul Dorel Musteață, era ceva antipust, care coordonau absolut tot. Maia Sandu a fost jucată de oamenii lui Plahotniuc. Ea tot e divină pentru că ea a creat așteptări și a dat indicații că trebuie ceva de făcut. Deci te-a preluat și Plahotniuc ca să... Pentru că el a pierdut tot Plahotniuc ușor în țara asta din cauza lui Dodon, în primul rând. El a încercat să mă pună la punct. Scopul a fost sau să fac pușcărie și să plec din politică, sau să găsesc o modalitate să fug din țară. Nu s-a primit nici prima, nici a doua. Acum procuratura, în mare parte, da, a venit fetița asta, Drăgălin, nu vreau să spun nimic de rău, dar nici de bun. Eu am venit cu anumite idealuri americane, eu credea că aici se poate, și eu, discutând cu oameni din anturajul ei, eu știu că e parcă vrea să facă bine, dar nu o să facă niciodată, nu poate. În jur și doamnelor Plahotniuc. Și șefa, corect așa facem, șef așa corect facem. Dar ei își fac jocurile lor, cu șor, cu tăt, acolo tăt e putred. Greșeala Maia Sandu a fost closcos pe Stoianoglu. Unicul om care putea să lămurească clanul lui Plahotniuc, Tireșor, din procuratură, a fost Stoianoglu. Da, el are păcatele lui, că îi spun cu Platon, nu știu ce acolo, dar asta e păcat, e ca așa, comparativ cu ceea ce face clanul Plahotniuc și noi știm personajele care coordonează tot din procuratură. Și Maia Sandu, și Drăgălin, și Munteanu, nu o să facă absolut nimic. Pentru că eu o să fie boicotați de sistem, sistemul e putred, ei nu înțeleg ce se întâmplă în sistem. Drăgălin, cu toată stima față de educație ei americană, ei idei nu are acolo. Pe dânsa o joacă prin prejur, ca să joacă cu dânsa ca cu copil. Regulă poate face doar o persoană din sistem, onestă, cinstită. Asta a fost, domnul, repet încă o dată. Maia Sandu, dacă n-ar fi fricoasă și dacă ar lăsa ambițiile sale nesănătoase într-o parte și aș vrea să facă ordine, ea m-ar trebui să-l restabilească pe Stoianoglu. Dar e sisteme, pentru că Stoianoglu a săpi și în direcția cui? A celor care comit acțiuni ilegale. În direcția PAS-ului. Dar cei din PAS deja public spun. Ia Telegram canal, ieri a fost zărâv mozga. Ei singuri spun că în PAS fură mai ceva ca tipul Plahotniuc. Dar Plahotniuc era sistemă verticală. Șeful știe. Da. Amut tăți fac tot ce vor. De la deputatul cel mai simplu, el înnăcealnic, el se acoperă cu Maia Sandu. Maia Sandu nici nu-și dă seama. Prechindiei ăștia. Cum e numit filatăcea? Șpana, cum e zis din... Șurpana. Șurpani. Șurpani. Păi că toată banda asta se acoperă cu PAS și Maia Sandu și fac așa bespredel. Fiecare la nivelul său. Fiecare la nivelul său. Nimeni nu răspunde nimic. Nimeni nu știe nimic. Haos total. Și ea ca cine o să mănânce pe Maia Sandu, sub aspect de mandat prezidențial și politică, e ca tot haosul ăsta care el a creat. E poate în capul ei ceva vre bine. Poate, teoretic. Toate că eu din ceea ce văd nu are niciun fel de gânduri buni. Dar tot anturajul ei, de la spânul jos și în părți, o să o distrugă. Și asta e chestia de timp că nu o să întâmple. Și că băieți deștepți, el de Popescu și alții, când au văzut tătă... Unii mai deștepți au înțeles mai înainte de el de Culminski. Și al tare șustrăi. În prima lună a înțeles. Deodată au înțeles acum. Și că băieții care înțeleg, dar e cam toți deja au înțeles, care au minte, au înțeles. Acolo îi divizează în trei tipuri la Maia Sandu. Cei care sunt scheme și vor să șadă, o zi în plus, plus un milion la dânșa acolo. Și aceia șadă până la urmă lângă Maia Sandu, să mai fure, dar și-o pregătit unde se duc, în caz ceva și-o luat și pașapoarte și și-o rupt de aici. A doua grupă care paniate n-are, la dânșa icoana regină, mai mult nu înțeleg nici în viața asta. Și a treia grupă care înțelepți, care au înțeles,
Și înțeleg, băi, trebuie să o rupim de aici mai repede. Și că cei care au înțeles, care puțin înțeleg, apropo, Ulesea tot e din tabăra asta trei. Ei speră că dacă se dau într-o parte... Scap. Dar nu... Так не бывает. Asta e realitatea. Ei pot supere pe mine, cât la sigur o să privească, pot să vă spărați sau nu, dar voi știți că eu am dreptate. În acest răspuns al dumneavoastră, pe de o parte ați dat jos de podea cu pasul, dar în același timp i-ați făcut o publicitate bună doamnei Maia Sandu. Ei, da, mare publicitate. Băi, păi ați spus așa, ați dat înțeles, dar ea nu știe, nu are nicio treabă. Asta ei, da, ei. Nu știe. Asta băieță de jos să-ți răie, dar ea e bună. Nu nada. Cam așa a fost. Domnule Gonță, nu nada. Responsabil de tot e Maia Sandu. E singur și-a asumat rolul ăsta. Nimic nu se întâmplă, pentru că ei, главное, ei a creat verticală. Ei participă la toate ședințele, la judecăți, la procurori, peste tot se bagă, să arăte că ea ca tot domnul hazain. Și dacă Maia Sandu avea măcar puțină inteligență și dorință de a schimba lucrurile, schimba. Dar ea nu dorește acest lucru. Ea tolerează. Cum tu să nu știi ce face Nemirencu? A intrat la dânsa din partid cu așa dosare și a demonstrat ce face cu terenurile, ce face cu spitalele. Cum tu să nu știi ce face Spânul? Ea a intrat și a pus deja cei din SIS și alții sistem să ducă dosare de astea la Maia Sandu, că ei le aruncă. Nu cred. Păi lucrul ăsta e o realitate și despre asta se vorbește în așa anumitul turn, care eu l-am reparat cu Erdogan, apropo. Și Maia Sandu mă critica în fața președinției, că ea ca Dodon, ce faci cu Erdogan? Și am uședi blatnaia. Deci și aici arată ce fel de firii doamna asta, de 45 kg. Băi, dacă ai fost așa principial, nu intra. Fie ca Dodon să folosi reparatul cu Erdogan, eu nu intru clădirea asta de principiu. O dau la orfelinat. Așa? Dacă ești așa de principial. Ca și cu ești 30.000 de euro de la... Așa delicată situația. Dar eu am spus-o. Am spus-o în live și o spun și aici. Bravo, românași. Cu 30.000 de euro distrușie și au creat Soros cu 300 de milioane de dolari. Lasă-mi idei încă 10.000 și ia să le ieși pe cele 10.000. Pentru că este terminul veniturile oficiale. Trebuie cumva să arăte. O să vedeți, apropo, o să vedeți în următoarele luni cum Maia Sandu apare lector la universitate undeva în Statele Unite. Doar poți să obții în funcție de președinte, acolo e scris că nu poți alte venituri cu excepție activității științifico-didactice. Și o să vedeți cum americanii să-i facă vreo 2-3 lecții publice prin la Oxford și o să-i dea vreo 100 de mii de dolari pe cont, că să aibă declarații de unde să arăt că trăiești, de unde își face casă la mamsa la Turșeni și la Sorsă. Eu știu, eu am fost acolo. Am vrut citați pe bloggerul Eugen Lucianiuc acum. Eu știam de un an jumătate în urmă. N-am vrut de asta să fac show. Nu e păcat biblic să-ți faci casă. Dar lasă declare. O să declare anul viitor. La mine mame și toate rudele cu dosare penale pe îmbogățări ilicite, având sursele de venit tot absolut. La mine mame de 70 de ani care acum stă în spital din cauza la toate este. Mult sănătate. Are dosar penal la 70 de ani pe îmbogățări ilicite. La comanda Maia Sandu și procurorilor lui Plahotniuc, care au vrut mie să ne arăte. Aha, Dodon, să știi tu. Mie mi-a venit mesaj la Plahotniuc. Mie mi-a venit mesaj și ți-a plăcut? Dar asta e stilul lui, de zol Maia Sandu să facă variante de astea. O să mai aștept în timp apropiat iară surpriză. Prin procurorii care îi controlează din procuratură. Nu vor ies de ăsta fără minț cu plețele așa. Nu o să spun familia că sunt mă din judecată. Dar el, vopșe, el e cu spravcă de la Costiujeni, ca să știți. Domnul președinte. Stați puțin că eu o să spun până la urmă, că eu am drept și-o bătut joc de familia mea. El e cu spravcă de la Costiujeni. Și asta știu toți că și-o bătut familia, și băte soția, l-o luat la poliție. Toți știu lucrul ăsta. Și uitați-a iar Maia Sandu și sistemul cum pune. Pune un idiot să se ocupe de fostul președinte, pentru că oamenii normali de asta n-ați să se ocupe. N-am spus familia, că acolo sunt mulți procurori și nu super niciun. Dar toți înțeleg despre ce este vorba. Păi asta e realitatea. Nu, ne-o mers ca așa procuror, domnul Gonță. Eu mă rog să-l lasă, pentru că el te greșeli face. Dosarul spravcă numai cât costă. Și multe alte dosare. Dar e că ne-a stricat 2 ani din viață. E că eu mâine am judecat, apoi mâine am judecat, luni am judecat, 3-4 judecăți pe săptămână. Chemat la procuratură. Soția cu interdicție, mama încolo, fratele se întoarce în țară la pușcărie, cumnatul 6 luni închis. E ca și fac ei. În speranța să distrugăm. Nimic. Haideți, vă rog, să luăm câteva clipe de publicitate după care... Haideți! Publicitate, doamnelor și domnilor! Noi am revenit, doamnelor și domnilor!
Iată primele două părți ale emisiunii, domnule președinte. Ați bătut în doamna Maia Sandu și în pas. Dar n-am mai bătut eu așa tare, pot și mai tare. Și cum se explică că Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor, domnule președinte, dumneavoastră vă doriți din nou funcția de președinte, are coaliție de guvernare pe bilaterală, în doi, în 9 raioane din țară. Dumneavoastră vă amintesc în prima parte a ediției de azi. În 6. În 8. În 8, în 9 mai este cineva. Eu vă spun... În prima... Ceea ce v-a spus, nu v-a spus corect. Eu doar știu situația mai bine. Ok, 7, dar sunt. În prima parte a emisiunii dumneavoastră a spus așa. Andrei Spână personal se ocupă de chestiile astea în teritoriu. Cine e omologul domnului Andrei Spână de la socialiști? În 6 raioane, socialiștii au votat președinți de raion PAS, plus un raion ultim, în Droche. 7. În toate aceste 6 raioane a fost decizia executivului. Și toți vicepreședinții au fost pus în fața alegerii, care au fost cu pasul aleși. Ori își dau demisia din funcții, ori lasă carnetul de partid. O parte au depus carnetul de partid. În raionul Drochea, unde 8 consilieri, contrar deciziei executivului, au votat pentru președinte PAS, toți 8 consilieri au fost dați afară din partid. Asta a răspuns la întrebarea dumneavoastră. Noi categoric suntem împotriva coaliției cu PAS. Am mai spus, la nivel local, acolo e specific la lor. Hai așa, la nivel local, e tăți cu metri între noi. Noi doar știm. Știți cum în sat? Păi cine e la modă? Aha, socialiștii de la opoziție, PAS-ul la guvernare. În hai sat, cu... da, dar în raion nu e chiar așa. În raion tot așa. Eu știu lepsă situația în raion, sincer. Deci... În aceste raioane, astfel de decizii au fost luate, au fost penalizați colegii noștri din teritoriu. Noi nu admitem astfel de situații. În Șoldănești, este adevărat că aveți o singură fracțiune PAS-PSRM care se cheamă PAS-SRM? Asta este fals. Asta a fost lansat un fals atunci, în etapa aceea. Au fost create două fracțiuni separate. După aceasta a fost dezmințire la nivelul Consiliului Raional încă în luna noiembrie 2023. O, domnul Dinu Plângău aseară ne-a zis despre asta. E că Dinu Plângău l-a să afli exact, eu vă spun ce este cu realitate. Așa. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă la Chișinău. Or, eu vă explic. Parcă v-ați întâlnit cu domnul Ion Ceban, fost coleg, parcă discutați despre Chișinău, despre coaliții. La ultimele ședințe ale CMC-ului, nimeni n-a înțeles ce se întâmplă. Mai mult decât atât, la doamna Bogza lui, la emisiune, doamna șefa fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, în direct i-a propus domnului Libidinski, șef fracțiunii socialiste din CMC, hai să ne căsătorim politic, doamne ferește. Și domnul Libidinski aproape a zis că da, de acord. Poziția oficială a Partidului Socialiștilor. Dacă vorbim... nici pe ăștia nu-i controlați, îmi pare rău. Nu, nu, ascultați. Ok. Poziția oficială a Partidului Socialiștilor. Acum vorbim de Chișinău. Ați întrebat pe Chișinău, pe țară deja am spus. Da. Noi nu vom face coaliții în Chișinău cu Partidul PAS. Noi nu am făcut coaliții nici cu Ceban. Noi avem discuții cu Ceban. Eu personal am avut câteva întrevederi. Chiar săptămâna curentă, unde discutăm despre agenda în Consiliul Municipal Chișinău. La cererea, la propunerea doamnei Zinaida Popa din partea PAS-ului, răspunsul este că noi nu ne legăm cu partidul Maia Sandu nici în Chișinău, nici în altă rănie. Dar cum au avut mai mult în Chișinău. Deci niciun fel de coaliție. Noi înțelegem show-ul. Ei arată ca niște clowni, scuzați. PAS-ul care deține toată puterea în stat organizează proteste la Chișinău cu megafoane, cu tot. Asta cum se privește? Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, asta e un show de prost gust. Probleme sunt. Evident că sunt. Haideți să discutăm eu repede, puțin despre probleme, ca să fie clar, că mă întrebă Chișinău, dar care e poziția voastră? Cu școlile, cu asistenți sociale, cu multe alte chestii. Uitați ce s-a întâmplat. PAS-ul a redus în 2024 față de 2023 în bugetul de stat. La educație minus 500 de milioane, la social minus 400 de milioane, la sănătate minus 130 de milioane. Astea sunt cifrele oficiale aprobate. Și evident că în toate raioanele au scăzut, inclusiv în Chișinău. Eu nu iau apărarea domnului Ceban.
El are problemele lui. Dar el iese omul și spune, băi, oameni buni, ați redus, este iet astea, hai să vedem de unde. Noi socialiști am spus, stimați colegi sau oponenți din PAS, haideți în Parlament, aprobăm ea că modificările astea la lege, noi vă arătăm de unde bani. Și hai și-am dat banii astea la toate primările, nu doar la Chișinău. Și la asistenți sociali, și la școli, și la altele. PAS-ul nu vrea. Pentru că PAS-ul nu vrea să arăte în Chișinău, că ei au votat chișinăuienii împotriva lor, dă noi și-o mă arăta și ei cât o v domnii hazeia. Ia ca ce se întâmplă în Chișinău. Da, noi avem întrebări față de primarul general. Da, noi am solicitat să fie audieri publice. Și s-a acceptat domnul primar în două săptămâni să vină cu audieri pe școli, pe asistenți sociali, vei cu cifre. I-am spus, zic, domnul primar, dumneavoastră, vă războiți cu PAS-ul, PAS-ul de o parte, primarul de altă parte, dar oamenii suferă. Păi că noi, socialiști, vrem să ne clarificăm cine are dreptate în asta. De ce în Chișinău, ca să fie foarte clar, socialiștii discută, eu personal discut cu domnul Ciuban, 6 consilieri socialiști municipali, noi avem 6. Înainte de ședințele CMC, eu personal fac ședință cu dâși. E că noi mâine avem ședință CMC. Mâine la orele 10 e ședința Consiliului Municipal Chișinău. Păi că azi seara eu am ședință cu 6 consilieri municipali de noștri. Unde cu stilou în mână ne uităm ce subiecte. Cum votăm, ce votăm și cum mergem. O să fie ceva propus de PAS bun pentru Chișinău. Cu argumente. Noi o să le votăm. O să le votăm. Dar nu lupta asta politică între PAS și Ceban și noi să luăm partea cuiva. Nu, noi luăm partea chișinăuienilor. E că asta e poziția noastră. Deci coaliție nici cu partidul manului domnului Ceban. Coaliții oficiale cu man nu va fi din considerente ideologice și politice la această etapă, dar discuții asupra agendei, asupra priorităților, asupra bugetului, un subiect extrem de important. Mi-a spus domnul primar general. Chișinău este unul din puținile autorități publice locale care nu au aprobat bugetul pentru anul 2024. Și noi suntem în februarie deja. Nu poate lucrul ăsta funcționa. Eu înțeleg că au fost alegeri, până s-au validat mandatele și multe alte lucruri. Dar noi trebuie să ne așezăm urgent pe buget, să discutăm parametri și să-l aprobăm. Municipiul Chișinău trebuie să aibă un buget care trebuie să fie aprobat. Păi ca pe subiectele astea noi discutăm. Dacă va veni ceva constructiv din partea la PAS, nu știu ce, de exemplu. Eu nu știu. Un proiect nu știu care. Noi ne așezăm și-l discutăm. Eu cu PAS-ul nu am discuții în Chișinău și nu o să am cu nimeni reprezentanții PAS-ului. Cu Ceban am discuții. Dumneavoastră spuneați că coaliția nu poate fi cu manul domnului Ceban din cauza chestiunilor de ordin ideologic, politic, da? Dar cum vă par discuțiile, domnului Ceban cu domnul Ciocan, președinte PSD Moldova? Asta e treaba lor. Asta e treaba lor. Pe ce credeți despre zvonurile conform cărora va urma și acolo o nuntă politică și Ion Ceban va deveni președinte? Asta e treaba lor. Eu lui i-am spus lui Ceban, părerea mea, bine, poate nu e corect să spun public, i-am spus, zic, domnul Ceban, dumneavoastră decideți, partidele dumneavoastră. Zic, dar eu am fost odată apropiat de PD, de Filip, de Monica Babuc, de Jezdan. Vă știți cu suterna chestia asta. Nu, nimeni din ei nu mai este în conducere acolo. Ei da, controlează acolo tot. Și domnul Ceban a spus că eu știu, țin minte, că el doar era lângă mine, domnul Ceban. Deci doar asta o să comentez. Dacă vrea să o facă, las și-o facă singur cu mâna lui. Niște, vreo doi lideri de partide de la Chișinău s-au supărat pe faptul că doamna președinte în weekendul trecut din nou a avut o întrevedere cu primarii PAS-ului, cu aleșii locali. Au plasat poze, s-au întâlnit la un complex, nu știu de care, Codru se numește cel păsând. Poze, discuții, integrare europeană, frumos. Noi ținem minte că o mai faceați și dumneavoastră, erați acuzat de actuale că nu se poate, legea nu vă nu permite unui președinte. Poate de modificat legea, domnul președinte. În 2016, pe la Cătniuc am modificat legea. Înțelegând că eu am șansă să înving la prezidențiale, Plăhătniuc a schimbat legea că președintele nu poate fi lider de partid. De ce? Pentru că eu să nu trag socialiștii din urmă. Președintele separat, partidul separat. N-are nicio logică chestia asta. Legea trebuie modificată înapoi, eu sunt absolut de acord cu dumneata. Este o crimă sau nu că președintele s-a întâlnit cu primarii? O spun sincer, părerea mea că nu. Eu tot mă întâlneam cu, eu participam la congresele Partidului Socialiștilor. Numai că diferența știți care? Ei spuneau că asta e ilegal. Păi dacă spuneați că e ilegal, arătați voi cum e ilegal. Dar nu să arunci cu noroi în dodon, spui că uite ce face asta. Uite că așa nu se poate. Uite cum încalc Constituția. Și îi fac același lucru. Deci aici nu e corect.
ori suntem toți cum suntem, ori nu te faci tu că ești mare înger, de asta e unul din rai, dar altul nu știu de unde. Încă trebuie să ne clarificăm fiecare știu de unde. De aceea, în opinia mea, astfel de întrevederi nu sunt ilegale și lucrul ăsta nu poți interzice prin lege. De ce? Pentru că, cum n-ar fi, echipa care a lucrat împreună, partidul. Dar trebuie modificată legea și discurs această excludere, această excepție că președintele țării nu poate fi membru de partid. Lucrul ăsta nu e corect. În toate țările poate, Republica Moldova nu poate. Pentru că așa au vrut Plahotniuc în 2016. Of, domn președinte, au buzile de subiectul următor, dar n-am încotro. Ce mai este cu? Nu am finalizat, nu? Nu mai avem. Aeroportul. Erau niște tare mult am aplaudat noi actuala guvernare, inclusiv dumneavoastră și pe foștii, începând de la domnul Chicu, cu doamna Olesa Stamati, care spunea că am adus aeroportul acasă. Mulțumim că l-ați adus. Liniște, pace. Ai noștri l-au luat-o, au început să-l gestioneze, au început să apară probleme. Cei care acuzau că sunt probleme erau acuzați că sunt proruși, că participă la un război hibrid. Problemele s-au amplificat. Domnul Andrei spune, nu a găsit soluția. Zic că trebuie vreo 200-300 de milioane și problema se rezolvă. Au început să vină cică niște francezi, au venit niște români, de fapt, de la București. Așteptăm încă francezii să ajungă la Chișinău. Vor să ia spațiile comerciale care au fost luate de la Ilan Șor. El avea duty free în aeroport. Și acum se începe... Bun, de exemplu, ai lor zic totul e ok. Iată, de exemplu, domnul Radu Marea, el e șef de comisie parlamentară, importantă pe economie, spune că asta e o companie strategică. Care stă într-un camin pe Scorosnaia. Da, nu știu, a constatat chestia asta până la urmă. Bun, poate n-au reușit să închirieze un sediu luxos, așa cum ar merita. Credeți în asta, domnul? Dar nu arată bine, chiar nu arată bine. Și iarăși la nivel central se tace. Cu cât mai mult se tace, cu atât mai tare cresc speculațiile și crezi în aceste pretinse speculații. Sau chiar e atât de banal totul, tot se rezumă la bani. Ai noștri vor să aibă și aeroport și vor să dețină, să facă bani. Sorin Gonță, totul e foarte simplu și banal. Unde mai pot fura, vor să fure și acolo. E peste tot o furat. Peste tot. Energetică, drumuri, ați văzut cum fac drumuri, parcă sunt din aur drumurile cele. A, la ăla de la frații români? Da, peste tot. Și am să mă gândit unde poate să mai rupă ceva, la sfârșit de mandat. Și s-au gândit unde, hai să vedem cu aeroportul ăsta, că l-am întors, Șor face bani acolo, pe duty free-uri, pe nu știu ce, dar ce noi nu putem face? Ia că așa îți gândesc. Și-au găsit o firmă, răgai căpâtă. Eu nu știu, nu vreau să supăr pe nimeni. Dar dacă e o firmă, companie serioasă, credeți-mă, jumătate de Chișinău sunt oficii libere, pentru că business închide. Nu puteți să iei un oficiu, să intre pe ușa din față, nu pe fortocică. Dar ei intră fereastră. Și clar că apar întrebări. Aeroportul internațional Chișinău se falimentează, e bancrot deja. Eu discut cu oamenii care des prin aeroporturi, eu nu prea spun ce era jumătate de an în urmă în aeroport, începând la blocurile sanitare și de servire. Și ce e acum? Acum că e ca un aeroport din fostă Uniunea Sovietică, nu dintr-un centru de republican, dar dintr-un prăpădit, dintr-un orășel. Așa se transformă aeroportul Chișinău, care era, trebuie să-i spunem lui Ilan Mironă, ce partea bună, că au investit, nu știu, mult, puțin, dar arăta bine aeroportul din Chișinău. Ați zburat de multe ori. De. Era plăcut să zbori prin aeroport. Era totul, acum totul se distruge. Eu cred că intenționat. Și eu mă înțelegând, pe de o parte, că mai au încă câteva zile, să gândesc repede să le dea printr-un contract aceste încăperi profitabile care aduc venit cuiva unei companii tot de-a lor, probabil, sau în schimbă la o atcat ceva, și să fac contractul așa că pe urmă, dacă ceva să judece Moldova vreo 10 ani pe la judecăță și arbitrajul internațional, e ca ce fac ei acum. Tot din contextul ăsta, tot în aceeași direcție, privatizările care le-au anunțat, nu știu ce, Alaiba sau nu știu ce le-au anunțat, că vor să vândă mult telecomul, vor să vândă câteva întreprinderi care au mai rămas. Foarte straniu. Anume, acum vor să le vândă. Pe sfârșit de mandat vor să le vândă. Pe că ce fac ei? Distrug absolut tot ce mai rămas în țara asta. Eu sper foarte mult, zic, stimați concetățeni care ne privești, poate ajunge atâta. Poate nu-mi minte la cap. Eu nu zic să votați pentru Dodon, pentru... Votați toți împotriva Maia Sandu odată și odată, pentru că ne distruge țara. Ne fură pe toți. Ăștia-s banii la toți, ăștia-s activile statului.
Și ce o fac? Pentru că ei cred că nu o să răspundă pentru asta. Sau o să fie veșnic la guvernare. Deci ce e cu aeroportul, e o schemă nouă, marca Spânul, foarte neinteligentă. Șorcan a făcut cu Plahotniuc cu aeroportul. Au găsit aeroport din Vladivostok, nu știu de unde. Au făcut măcar ceva, care tot să-ți ies până la urmă în spate și stătea șor. Dar măcar au făcut careva aparență, că uite, uite cine, uite cum, uite investiții, uite ceva. Dar aici nimic absolut. Nagla, grubă și pe bespedil. Haideți un piculeț la calea ferată a Moldovei. Domnul Oleg Tofilat, câțiva ani la rând, aplaudat, bravo, încerca, a restituit datoriile pe salarii, cât de cât. În ultimele luni din nou. Acum deja băiatul este acuzat că, ei, dar nu chiar așa de profesionist omul, ei, dar sunt probleme acolo la calea ferată, omul și-a dat demisia și a zis că la revedere. Și acolo ceva se urmărește sau pur și simplu compania asta e prea mare, sunt prea mulți oameni, bani nu... Eu nu înțeleg un lucru. Nu vreau să spun nimic de domnul Tofilat. Nici de bine, nici de rău. Domnul Tofilat a fost numit în funcție în baza unui concurs organizat de fostul, de noi, de guvernarea noastră. Când îi spun eu că fostul director era acolo un director, spun eu că el e neprofesionist și nu plătea salariile, erau datorii. Da, erau datorii. Dar asta era în condițiile de COVID anului 2020, când au fost stopate toate cursurile, când nu era tranzit de mărfuri prin Republica Moldova, când am avut secete și nu erau cereale, pentru că unul din componentele de transport pe cale ferată, asta sunt cereale și materiale de construcție. Și atunci, fiind tot stopat, calea ferată a intrat în datorii. Și a început să bată directorul cealaltă și nu l-a scos. Guvernul de atunci l-a scos. Fă concurs, l-a numit Tofilat. Încă o dată, fără a critica pe domnul Tofilat. Eu nu înțeleg, sincer, cum în condițiile anului 2022, 2023, când volumul de mărfuri pe calea ferată a crescut de câteva ori în contextul războiului din Ucraina, pe Moldova se transportă zeci și sute de mii de tone de mărfuri pe calea ferată. E vorba de combustibil pentru război, pentru armată. E vorba de cereale care se exportă și se tranzitează prin Republica Moldova. Calea ferată nu are vagoane libere. Ea merge și uite, spune, merge. Este așa, să vedeți cum merge câte locomotivă încărcată și târâi. Asta înseamnă venituri enorme la calea ferată. Repet, în anul 2020, COVID, secetă, închisă cursurile de cale ferată. Nu mergea transportul. Și erau datorii la salarii de 3-4 luni. Păi cum după 2 ani de război în Ucraina, când transportul feroviar în Republica Moldova și-a dublat sau triplat volumul de mărfuri, această întreprindere este în datorii? Este întrebare. Eu am întrebare. Ei trebuiau să achit toate salariile și să fie foarte profitabili în condițiile actuale, pentru că ei transportă volumii esențiale de mărfuri. Înseamnă că întrebări sunt. Și întrebări sunt foarte mari. Ori Tofilat acolo în temă, ori Tofilat l-a impus să facă ceva același spân, nu știu. Dar la singur, că, sigur, când se va schimba guvernarea, trebuie făcut un audit ce s-a întâmplat acolo. E simplu. Până la audit. Am auzit că revenim la Gazprom. Ați auzit? Am auzit, dar noi nici nu ne-am dus la Gazprom. Nu, vreun an s-a spus că am scăpat de ruși și deja nu mai luam. Cine? De la ruși. Slusare este care e omul mai Sandu și amăgește pe agricultori? Și acum iarăși. Ați văzut cu agricultori? Am și venim noi la gaz. Da. V-ați văzut agricultorii, agricultori neangajați politic din România? Nu vorbesc de Franța și Germania, că ați văzut acolo cum au blocat toată țara. Vorbesc de România, alături. Au protestat 4 zile și guvernul a găsit soluții, s-au așezat și au discutat și au găsit soluții. Agricultori din Moldova, care sunt într-o situație de 3, 4, 5 ori mai proastă ca agricultorii din, din România, slusării învârtește, că așa e, nu? Slusării omul Maia Sandu pus să-i liniștească pe agricultori. Băi, stimați agricultori, nu vă chem, nu o să-i scot eu, pentru că dacă se scot, ați zic că e ca Dodon, mâna Moscovei, îi face proteste. Chiar voi nu puteți, vă puteți organiza să alungați corsarii ăștia? Nu chemați la revoltă. Eu nu la revoltă. Păi în România au ieșit agricultorii și au obținut ce-au vrut. În Moldova, încă o dată, situația lor este mult mai proastă. Organizați-vă singuri, fugăriți-i pe ăștia care ședă în fiecare zi la Maia Sandu acolo și îi ling papuci. Organizați-vă și obțineți.
De ce nu fac acest? Am auzit că zilele astea vor să iasă placahol, nu știu unde. Nu, ați ieșit în centru Cahol, mare lucru. Tare ați mai speriat pe Maia Sfântă. Cred că Sfântul ți-ar v-a spus. A ieșit 100 de tractori în centru la Cahol și pe ei. Malață! Ați claxonat 3 zile, pe urmă v-ați dus acasă. Făceați ca românii. Făceați ca polonieji. Dacă vreți să fiți auziți. Acum revin la gaz. Noi am spus lucrul acesta de mai multe ori. Noi am fost furați la greu. Moldovenii, parcursul ultimilor două sezoane, doi ani, de către această grupare criminală, am văzut analizele care le-au făcut unii de pe externă, vorb de același Platon, sunt și alte analize care sunt, noi le-am făcut analize, noi știm ce s-a întâmplat. Noi am fost furați, la greu, noi consumatorii. Banii am plătit noi, banii o parte sunt credite, care o să-i plătim noi mai departe. Noi plătim gaz mai scump pentru a acoperi schemele lui Spânu. Și îl plătim și acum mai scump. Gazul, Gazpromul deja îl vinde cu 350 de dolari. 1000 de metri cub. Și uitați cât suntem noi de mândri. Noi nu cumpărăm cu 350 de dolari. Îl dăm test la Transnistrieni. Dar noi cumpărăm cu 500 ceva. Pentru că este gazul lui Spânu și el trebuie să duc schema până la urmă. Trebuie să pui banii lui deoparte, pentru că e acum altfel. Și Maia Sandu spune că nu vede nimic. Și v-am spus, pe Spânul vreau să-l fac conducătura campaniei prezidențiale. Păi ca ce se întâmplă? Și cât de straniu se întâmpla așa ceva în oricare țară europeană, e vezi fi loți în furci. La noi moldovenii rabdă. La noi moldovenii nu vor să iasă la protest. Adică noi facem proteste, organizăm, chemăm. Moldovenii nu vor. Ei, las protestezi alții. Păi eu sper foarte mult că măcar la vot, când ați ieșit, dragi moldoveni, nu vreți să protestați, înțeleg. Cu toate că în oricare altă țară, când s-au majorat tarifele și au bătut jocuri, furat la tine, evident. Încă o dată vă spun, îi scot eu un furci. În orice țară, membru UE chiar. La noi moldovenii nu vor. Agricultorii nu vor. Rabdă. Păi măcar la alegeri, sper foarte mult. Nu vreți să protestați măcar prin vot penalizați. Altfel își bată joc așa de voi până la... Până ce o să lichideze țara asta. Asta observați că în fiecare săptămână nouă ne spune că mâine pe mâine se ieftinește gazul, nu știi că... Și când încolo... Când încolo se scumpește energia electrică. Da. Asta e cam paradoxal un piculeț, nu? Foarte paradoxal. Noi cumpărăm energie electrică de la Moldavska Gres cu 66 de dolari megavatul. El nu s-a majorat prețul. Cu toate că vreau să întreb pe cei de la guvernare, dacă gazul s-a ieftinit pentru Transnistria, era 500-600 la Gazprom și am uit 350. Dacă gazul e mai ieftin, pe ce nu ești rugați pe Transnistria să vedeți și energie electrică mai ieftină? Păi s-au micșorat cu 50%, 40% gazul pentru Transnistria. Spânul, cine te duci sau cine acolo, măi? Parlico sau cine acolo? Da. Dofilat? Păi vorbiți cu Transnistrieni, băi, dați-mi nu cu 66, dați-mi cu 60. Gazul e mai ieftin. Noi doar valdăm tot vouă, n-alom nouă. Noi tot volumul valdăm vouă, hai să facem 60. De ce? Sau cu oameni zău ce se întâmplă? E schemă. Și toți știu despre asta. Noi știm cine prin Moldova are dreptul să exporte la oameni zău metal în România. Întrebați-l pe Rician, el o să vă spună. Noi știm cine duce metal feras, este uzat încolo. Adică cu Transnistria, când e vorba de business, tot e ciotcă. Dacă e vorba de separatiști, e separatiști, noi să le arătăm cu schiul numai. Așa și cu energia electrică, oameni buni. Gazul mai ieftin, energia electrică trebuie să fie mai ieftin. Nu, tot gazul la Moldova cu 350. Voi ce să cumpărați pe piață cu 600. Nu așa trebuie să fie. Cum am zău. Fără Moldova, fără certificatul dat de Ministerul Ecologiei, nu exportăm am zău nici un kilogram de metal. Straniu. Prelungit. Tot e ghine. Eu nu sunt potrivă că să facem noi acum blocadă economică, dar întrebări sunt? Întrebări sunt. Față de cine? Față de cei mai cinstiți și pro-europeni și pro-democratici și antiseparatiști și anti-ruși și pro-pro-pro nu știu ce guvernul, Maia Sandu și Recean. Domnul președinte, eu propun să continuăm discuțiile în mijlocul lunii martie.
Eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ce faceți și ne revedem neapărat aici. Domnul Gonța, mersi mult. Doar câteva cuvinte la sfârșit. Astăzi este o zi, n-am vrut să încep cu aceasta, dar vreau să finalizez pe o notă foarte pozitivă. Astăzi este ziua de naștere a doamnei Greceanei. Zineta Petrovna, eu vreau din numele tuturor cetățenilor să o felicit pe doamna Greceană, care începând de la un specialist în domeniul bugetar din Briceni, a devenit una din cele mai importante personalități politice din Republica Moldova, stimată de oponenții politici, întrebați pe actualii Grosu și mai departe, care au dat indicații să deschid dosar penalul Greceană. Cum a fost doamna Greceană, speaker al Parlamentului. Cum era corectă, onestă, absolut cu toți. Eu mă mândresc că am o posibilitate să activez împreună cu doamna Greceană și activăm și acum împreună. Este o doamnă și un specialist care, într-adevăr, a creat istorie în Republica Moldova. Așa că, la mulți ani, doamna Greceană. La mulți ani, spunem și noi. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.